Și discutăm acum despre acest summit european prin care liderii UE au fost convocați peste două zile prin videoconferință cu Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă. Bună dimineața, vă mulțumim! Bună dimineața! Este numit summit de urgență, însă întâlnirea va avea loc abia marți. Care este miza acestei întâlniri? Cred că se va lua o decizie unitară a Uniunii Europene privind această criză. Am avut acea mică scăpare când un comisar a anunțat că Uniunea Europeană taie fondurile pentru palestinieni din fâșia Gaza, după aia s-a revenit, iar acum știm că suma alocată va fi de 3 ori mai mare. Dar asta a fost o mică sincopă. În general se caută o poziție unitară pentru că Uniunea Europeană a avut o politică coerentă în problema palestiniană și sprijinindă firește dreptul Israelului la existență și de aceea am avut această reacție la cel mai înalt nivel pentru sprijinul Israelului în situația actuală. În același timp au existat mereu proteste către guvernul israelian privind colonizarea Cisjordaniei, uitarea soluției cu două state și alte, hai să spunem, devieri de la traseul cunoscut ale guvernelor conduse de Netanyahu pe măsură ce deveneau mai de extrema dreaptă. În interior avem diferențe, sunt unele state care sunt mai pronunțat împotriva unei toleranțe față de cauza palestiniană, altele sunt mai înțelegătoare, să nu uităm că există, politicul se uită la opinia publică. În Suedia am văzut coloane întregi care aclamau Hamasul când ucideau civili în kibuț. Trebuie să fie atenți și la această situație internă și la poziția fiecărui stat, dar și la pericolul mare dacă palestinienii pleacă din fâșia Gaza. Ei sunt scut uman, armata israeliană le-a cerut să treacă la sud de Uedul ăsta, în fel de râu, Gaza. Hamasul le-a spus să nu plece, a existat și informații că ar fi blocat cele două căi de comunicații spre sud în Gaza. Armata israeliană bombardează în continuare și deja numărul de victime se apropie de 1000 și ceva, după ce am avut 1000 și ceva de morți uciși îngrozitor în Israel. Și în acest context trebuie o poziție pe care Uniunea Europeană o va lua. În general, Uniunea Europeană are această problemă. Este un colos economic și politic, dar militar și proiectarea forței de multe ori nu este la înălțimea a ceea ce este. Vor fi 27 de țări așadar, ai căror lideri se vor reuni pe tema declanșării războiului dintre Israel și Hamas. Ar putea să existe, nu știu, piedici, disensiuni între atâția lideri? Da. Cred că vor fi anumite nuanțe, dar cred că va fi o soluție comună, pentru că, în general, pozițiile principale sunt coincid. Existența Israelului și dreptul la securitate, dreptul palestinilor de a avea un stat, Oslo, până la urmă Oslo în Europa și diplomația nordică a făcut multe. Cred că nu vor fi la bază nu vor fi diferențe. Vor fi diferențe de abordare legate de în ce măsură atenționăm Israelul să nu facă exces de forță, în ce măsură ne implicăm în ajutorare, în ce măsură militar, pentru că sunt unele țări europene care vor trebui să ia locul în Marea Mediterană grupelor navale americane. Deja grupaia navală americană, flota 6-a, mă refer la portavionul Gerald Ford, este în vestul Mării Mediterane. Se mai duce încă unul, avem a doua grupare. Dar asta este treaba americanilor legată de sprijinirea Israelului. Rămâne zona Mediteranei unde Europa este amenințată, mă refer la fenomen migraționist și alte fenomene, și atunci automat că acea mare trebuie să fie în controlul cuiva, europenii vor asuma sarcini, britanicii deja au trimis, dar britanicii nu sunt în Uniunea Europeană, nu mai sunt, din păcate, dar vor fi și alte state care vor prelua securitatea în Mediteranei, ca să spun așa. Domnule comandor, forțele aeriene americane au anunțat că vor trimite în Orientul Mijlociu avioane de atac la sol A-10. Este vorba despre unele dintre cele mai puternice avioane de luptă. Ce acțiuni se pot desfășura cu un asemenea tip de avion? O să încep cu o glumă. A-10 este un pensionar ca și mine.
În fond, el este un tun zburător. Avionul este construit în jurul unui tun vulcan, dar este Gatling, pe care l-ați mai văzut și în filme, care tot trage 4.000 de lovituri pe minut, bine, în rafale scurte. A fost construit pentru a ataca tancurile. De decenii se vorbește despre retragerea lui, dar armata a insistat să rămână pentru că este poate cel mai bun vânător de tancuri și cel mai bun avion de sprijin la sol. În fond, asta este misiunea lui, closer support, sprijin la sol. Cred că este ultimul în patrimoniu de avioane trimise în Orientul Mijlociu. Vom avea cele două aripi de aviație de pe cele două portavioane și au avioane F-35, Stealth sau mai corect Low Observability, pot fi văzute, dar aproape că sunt invizibile, bineînțeles împreună cu F-18 Super Hornet-ul, care este calul de bătaie al Marinei Americane. La sol vor trimite la bazele pe care le au în Orientul Mijlociu și în Europa, dislocare avansată, americanii cred că vor trimite F-35, chiar F-22, vor trimite F-16 și F-15 de superioritate aeriană. Totul este făcut pentru descurajarea Iranului, în primul rând, pentru că este din ce în ce mai clar că avem Iranul cu axa lui a rezistenței, Hamasul, care, deși sunit, a fost finanțat de Hezbollah și a avut acest interes de a bloca apropierea Israelului de Arabia Saudită, în principal, și acel acord, și Hezbollahul și Siria. Bine, Siria este o situație deosebită, Hezbollahul va fi instrumentul important al Iranului în luptă. Și atunci apare elementul de descurajare. Secretarul Apărării Austin a fost foarte clar. Dislocăm portavioanele, se referă la portavioane, dar întreaga forță de proiectate de America în regiune este legată de acest element, descurajarea în vederea limitării extinderii conflictului. În contraofensiva declanșată sau care se va declanșa în Israel, Israelul evident are posibilitatea de a merge pe trei planuri, aerian, terestru și pe mare. Care dintre acestea credeți că va fi totuși decisiv? În general, știți cum e, acestea sunt domeniile, cel puțin în strategia americană, avem multidomeni. Sunt cele trei clasice, dar deja aviația lucrează, numai că problema este întotdeauna, o știm, la sol se rezolvă problemele. Poate vor fi incursiuni și de pe mare, marina israeliană va asigura blocada, deja de mult face acest lucru și va realiza interdicția de pe mare să nu vină niciun fel de ajutor și va lovi și ținte precis de acolo, dar greul pică pe forțele terestre pentru că deși au superioritatea cantitativă și calitativă, cred că o parte mică din trupele care au fost din rezerviștii chemați vor participa la acțiune. Din cei 360.000, cei mai mulți sunt pregătiți pentru alte fronturi. Armata de uscat israeliană are 130.000 de oameni, 30.000 de cadre permanente și 100.000 sunt militari în termen. Ei sunt la gradul cel mai înalt de pregătire, dar și dintre aceștia o parte mică, vor intra în Gaza, pentru că acolo va fi o luptă foarte grea. Sunt mai multe elemente. Odată ai constrângerile, cele mai mari sunt politice. Nu contează numai cum se termină războiul, eradicarea militară a Hamas, ci cum se desfășoară operațiunea militară pentru a nu întoarce opinia publică mondială împotriva Israelului și mai ales să nu mai ai posibilitatea ulterior politic să o iei de la capăt. Pentru că dacă vor fi foarte multe pierderi colaterale acolo, nicio țară arabă nu va continua dialogul cu Israelul atât de ușor cum era înainte de război. După aceea sunt constrângeri operaționale, ai o zonă, ai un furnicar de 2 milioane de oameni prinși într-o fâșie de câțiva kilometri. Hamasul are strategia folosirii scutului uman, deci de aceea le-au cerut oamenilor să retragă la sud de râul Gaza. Au o infrastructură bine făcută, sub pământ, când nu mai poți lupta deasupra, cobori în tunel și vom avea o situație în care cantitatea israeliană va fi drămuită, vor intra anumite brigăzi, vom avea calitatea israeliană va fi compensată de simetric, vom avea high-tech, infanteristul cu fel de fel de drone și de mijloace folosite. Cu siguranță. Dar Hamasul s-a pregătit, de vreme ce au pregătit atacul, au pregătit și defensiva. Domnule Matei, vă mulțumim foarte mult pentru această analiză. Mergem mai departe.